făceau și tobă, preparat? Da, absolut, de tot. Tot. Nu s-a aruncat nimic și cartaboș și... Și mațele le spălam. Și făceam două tobe în stomac și mai era numai ăla crețofolin, așa știi, o da? Masă așa. Și l-o pleam. Și la făceam tobă și băgam și l-o pleam. Și așa, așa ceva da, de urmă. Ceva. Da. Și cum făceați toba asta? Așa. Deci fierb toate, nana. Carne, urechi, în general ceva trebuie să iasă. Gelatinos. Gelatinos. Șoric, puțină slănină, macră, din astea așa. De la cap. Le fălcile astea de la cap. Urechile, astea așa. Ureche, puneam că una era la răcituri. Unul care e ăla, așa care spuneți dumneavoastră. Crețofolinul ăla. Deci da. Pe ăla îl umpleam cu de la tobă, rămânea. Da, da, da. Făceam două tobițe, două tobe făceam. Mm-hmm. Și spuneați într-un fel toba mică, toba mare sau n-avea o denumire? N-avea o denumire specială. Tot toba îi spuneam. Bună e așa de casă. Dar așa cu sângele nu se făceau sângerete? La sau? Noi nu. La noi se băga în tobă, se băga sânge. La Moldova se băga sânge în tobă. La noi nu. Mm-hmm. Deci oprea când porcul tăia, punea, eram copil. Că prea mare n-a prea plecat de porc, la 17-18 ani plec. Dar când era copil, îl vedea pe tata când punea castronul și punea și curgea sângele de la porc când îl tăia și îi punea sare, doamnă. Îi punea sare, îl mesteca ca să nu se închege, cred că, nu știu. Și îl păstra și îl ținea la rece, nu știu unde îl ținea și imediat puneau pentru tobă și vedea, da, umbla în tobă să băga sânge. La noi nu, deci nu... Că slavă Domnului, dacă n-a adică cărnița aia o amesteca toată, care era pentru tobă fiartă, o amesteca cu ăla. Nu, la noi nu. Deci...